Acest program conține plasare de produse. Doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate. În prima parte vom vorbi despre hipertensiunea arterială de cauză endocrină. Când apare suspiciunea de hipertensiune arterială de cauză endocrină, dar și cum poate fi depistată, aflăm de la invitatul meu, domnul dr. Adrian Comanici, medic primar endocrinolog și șeful secției de endocrinologie de la Spitalul Clinic CF2. Bună ziua, domnule doctor, mă bucur că sunteți alături. Salut mâinile, mă bucur și eu că ne revedem. Domnule doctor, ce este hipertensiunea arterială endocrină? Cu toții știm că există hipertensiunea arterială, dar sunt sigură că foarte mulți nu știu că poate fi, de fapt că este și o hipertensiune arterială de cauză endocrină. Da, într-adevăr, este un subiect extraordinar de amplu și de interesant. Presupune și o serie de discuții, dacă plecăm de la mecanismele de reglare a acestui sindrom amplu și complex numit hipertensiune arterială și dacă observăm că aproape toate mecanismele de reglare au o componentă sau componente majore endocrine, am putea să discutăm foarte mult despre hipertensiune arterială și din perspectiva endocrinologului. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, ce este efectiv hipertensiune arterială de cauză endocrină, este exact ceea ce ați definit. Este o hipertensiune arterială cauzată de o anume patologie endocrină. Dar cum? Face parte din spectrul mai mare de hipertensiuni arteriale secundare. Este secundară unei boli. În cazul celor tensiuni de cauză endocrină, unei boli endocrine. Adică avem o cauză, este o patologie identificabilă, diagnosticabilă și automat și tratabilă. Pentru că, în mare măsură, se spune, lucrurile sunt discutabile, că cealaltă categorie de tensiune, adică hipertensiunea arterială esențială, nu are o cauză definită. Aici putem discuta, dar să ne întoarcem la definirea noastră, aceste cauze endocrine fac parte dintr-o gamă mai amplă numită cauze secundare ale hipertensiunii arteriale. Nu doar boli endocrine pot sta la baza generării unei categorii de hipertensiuni, ci mai sunt și alte categorii, în general boli renale, cum sunt bolile parenchimatoase renale, cum sunt boli renovasculare, fibrovasculare. Mai sunt situații cu obezități și cu sindrome de apnee în somn. De fapt, acestea sunt o gamă mai mare de boli, repet, identificabile, diagnosticabile și tratabile. Da. Deci există diferențe cumva între hipertensiunea arterială de care știm cu toții și hipertensiunea arterială endocrină? Sigur că da, sigur că da. Marile diferențe constau prin mecanismele de producere. Ca să înțelegem aceste diferențe, noi trebuie să definim ce este hipertensiune arterială. Cel mai simplu și pragmatic este acea presiune arterială crescută în cazul hipertensiunii sistolice peste 140 de milimetri coloană de mercur, cea diastolică peste 90 de milimetri coloană de mercur. E o definire pur tehnică. Am putea poate odată să discutăm mult mai în detaliu despre... Adică 14 cu 9?
Da, 14 cu 9. Când este 14 cu 9, când este grav. Peste 14 cu 9, vorbim de hipertensiune arterială și de acolo, dacă la tensiunea sistolică, cea mare, cum se spune mai popular, crește din 20 și în 20 de ori, spunem gradul 1, gradul 2, gradul 3 severă, sau în cazul tensiunii sistolice crește din 10, 10, 10, 11. Așa, deci se clasifică, se identifică gradul de tensiune în funcție de care dintre tensiuni e considerată cu un nivel mai mare peste limita normală, după cum spuneam. Nota bene. Care este diferența? Dacă în hipertensiune arterială esențială avem acest criteriu, acest parametru de a vedea valori tensionale mari, în hipertensiunea determinată de boli endocrine, se mai asociază cu ce? Cu simptomatologia generată de patologia endocrină generatoare de hipertensiune arterială. Pentru un endocrinolog, pentru noi, este foarte mult mai lesne de identificat o hipertensiune arterială generată de o boală endocrină, pentru că noi suntem familiarizați cu patologia endocrină. Și atunci, repede, recunoști clinica unui sindrom Cushing, de exemplu, clinica unui hiperaldosteronism, clinica unei acromegalii, unei hipertiroidii, clinica unui hiperparatiroidism, sunt lucruri care le vedem. Semne clinice care se asociază și cu tensiune arterială. Alte ori, când fenomenele sunt subtile, subclinice, lucrurile devin mai delicate și ai nevoie, cum are nevoie endocrinologul, de o resursă foarte importantă de investigații, de laborator, de imagistică, și ajungem la o concluzie. Da, există diferențe. Plus, adică omul se poate duce, domnule doctor, la cardiolog și cardiologul, deși are hipertensiune, îl trimite la endocrinolog. Da, pentru că deja cardiologul are o serie de criterii, pentru care orientează către un tip special de tensiune. Adică, dacă folosește mai mult de 3-4 medicamente antihipertensive și tensiunea nu scade, dacă tensiunea este foarte, foarte mare, peste 200 de milimetri coloană de mercur sistolica, deja ridică suspiciuni că ar putea să fie o tensiune, hipertensiune endocrină. Dacă asociază, cum toți sunt medici și un cardiolog vede foarte bine că tremură mâinile, că transpiră, că asociază posibilitatea unei crize catecolice sau posibilitatea unui hipertiroidism. Atunci se sesizează aceste asocieri de simptomatologie și trimite. Dacă vede că această tensiune apare la o persoană tânără. Și atunci este o cauză de hipertensiune endocrină. Nu spunem aceste criterii înseamnă hipertensiune endocrină. Sunt niște semnale în care orientezi și asupra acestor elemente. Bineînțeles că toți medicii orientează, nu totdeauna avem arsenalul și imagistic, dar plecând de la elementele clinice putem face acest prim triaj, să ne orientăm și către o hipertensiune secundară de cauză endocrină. Da, care ar fi particularitățile hipertensiunii arteriale esențială și cea endocrină? Cele mai importante? Cele mai importante? Cele mai importante sunt chiar cele discutate puțin tel mai devreme. Valori foarte mare, rezistență la tratamentul cu antihipertensive, vârstă tânără, schimbarea bruscă a apariția unor evenimente în valorile tensionale și în complicațiile unui pacient cunoscut hipertensiv, mai mult sau mai puțin în vârstă. Aceste elemente aduc un semnal, pentru că, dacă mi-ați pus această întrebare, care este foarte, foarte înțeleaptă, un om poate să aibă tensiune. La un moment dat poate să esențială. La un moment dat poate să asocieze, de exemplu, în cauze un hipertiroidism. Sigur, vor coexista semnele clinice și simptomatologie hipertensiune arterială. Noi nu putem spune în momentul ăla că nu mai este hipertensiune arterială, ci este hipertensiune endocrină. Aceste tipuri se pot asocia și pot amplifica
gradul tensiunii, complicațiile tensiunii arteriale, deci ele pot să coexiste și să se amplifice una pe alta. Deci și aceasta este o posibilitate. Mai mult decât atât, realizez acest lucru, tratez patologia endocrină, asta nu înseamnă întotdeauna că ai rezolvat și problema hipertensiunii esențială. Pentru că hipertensiunea esențială nu trebuie să ne limităm să înțelegem că este doar o simplă creștere a presiunii arteriale în sistemul vascular. Lucrurile sunt extrem de complexe, nu știu dacă avem timp. Eu îmi amintesc de când eram copil, pe vremea când rula serialul cu Menix, văzusem un film cu extraterestri, eram sânc, micuț. Și spuneam extraterestrii despre noi că voi oamenii sunteți ca niște pungi cu apă. Și zic, aoleu, zic, situația asta, dacă ne înțăpăm, iese apa ca în Tom din desenele animate și ne desuflă ca un cauciuc de bicicletă. Nu, lucrurile nu le putem vedea. Nu suntem niște... Bun, suntem niște... Să vedeți cât de complexă este tensiunea, dacă vedem doar, doar cum intervine sistemul endocrin în acest sistem. Suntem niște saci cu apă, dar în acest saci cu apă suntem acel ghem uriaș de nenumărate artele și pompa, inima care pompează. Ce pompează? Pompează ca pompa din fântână apă pentru flori? Singura asemănare este faptul că florile cresc cu lumină, cu nutrienți din pământ și cu apă. La ce folosește această circulație a sângelui? Folosește ca celula să trăiască, să respire, sângele duce oxigenul. Absolut necesar pentru și nutrienții pentru existența fiecarei celule în parte. E, celula oare conține lichid? Cum ajung lucrurile astea? Celula conține la rândul ei apă, lichide. Celulele se constituie în țesuturi. Între celule există alt spațiu, numit spațiu interstițial. Deci, vreau să spun că acest sac de apă, că mi-a venit acum ideea asta să povestim puțin despre acest aspect foarte interesant, acest sac de apă, noi ca organism, nu curge apa din noi, suntem niște persoane unitare, dar este format din compartimentul celular, extracelular și vascular. Trei zone pline cu apă. Cât apă avem noi? Multă. Ca și copilul avem și pepenele, are 90% apă, dar e pepene, păi e tare. Da? Avem foarte multă apă. Și noi avem avem foarte multă apă în noi. Un copil are 70% apă, o doamnă are 55%, un bărbat are 60% apă, pentru că are mai mulți mușchi și masă musculară. Sângele, o fiind doar apă, cine gestionează toată tensiunea asta? Apa comunică în întreg. Tot sistemul ăsta de comunicare a acestui lichid gestionat de pompa anumită inimă se face prin sistemul vascular. Tot mecanismul de reglare a circulației apei, care nu circulă întâmplător, se deplasează sub acțiunea unor presiuni osmotice, presiuni parțiale, toate sunt gestionate în mai mare sau mai mică măsură de sistemul endocrin și de mecanisme fizice. Că ingestie de apă, că reglarea de sistem renin-angiotensin-aldosteron, că centri de setei de absoarță și controlul prin intermediul, totul este un unitar. Mi-ar place mult să avem timp să intrăm în detalii, dar sistemul endocrin intervine major în reglarea tensiunii arteriale. Da. Și toate medicamentele, să știți că acționează aproape toate la nivelul mecanismelor endocrine. Toate medicamentele. Deci tensiunea arterială este atât de complexă, la fel de complexă ca și hipertensiunea endocrină. Simptomele, domnule doctor, sunt aceleași în cazul ambelor hipertensiuni arteriale? Păi, adică da. Ce simte omul cu hipertensiune arterială esențială? Simte și cel cu hipertensiune arterială de cauză endocrină? Nu. Nu. Ar putea, de la elemente silențioase clinice, a nu simți aproape nimic. Măsor tensiunea, aoleu, ai 200 tensiune. Dar sunt bine, sunt ok. Bun, dar riscul să facă accident vascular este iminent. Da? Se poate întâmpla și asta.
Se poate să întâmple cefalee, durere, vertij. Adică dacă avem foarte des dureri de cap, pot fi acestea și pot de cauză să fie asociată, endocrină? Pot să fie asociată de hipertensiune, putem să întâlnim și în hipertensiunea de cauză endocrină. Dar ce este particular, ce este suplimentar în patologia generată de boli endocrine, sunt semnele clinice ale bolilor endocrine care generează hipertensiune arterială. Și ca să le menționăm, ar trebui să le luăm pe toate la rând, să le spunem cam ce semne clinice dau fiecare dintre bolile endocrine. Și avem hiperaldosteronismul. Nu se manifestă primar. Nu se manifestă neapărat cu o clinică specială, cu excepția unor cazuri cu ACTH crescut, când se colorează la față, cu excepția unor cazuri în care avem sodiu ăsta, potasiu, se pierde mult potasiu și apar un fel de diabet insipid cu poliurie, polidispsie, cu nicturie, adică bea multă apă, inclusiv noaptea, face pipi foarte des, mai pe românește. Restul, durere abdominale, crampe abdominale, restul, hiperaldosteronismul, indiferent de ce natură este, prin hiperplazie, cea mai frecventă situație de suprarenale, prin tumoră de suprarenală numită boală Cohn sau cazul familiei, nu au niște manifestări specifice. Și este cel mai greu de diagnosticat hiperaldosteronismul, cu toate că este cel mai frecvent implicat, pentru că, de fapt, ce face hiperaldosteronismul ăsta primar? Este o formă în care există un exces de aldosteron. În mecanismul de reglare renin-angiotensin-aldosteron este un exces de hormon, de mineralul, cel mai important mineral corticoid este aldosteronul, secretat de glanda de glomerulare suprarenală. Hiperactivitatea lui determină retenție de sodiu la nivel de rinichi, adică ține sodiu în organism și după el apa. Deci, prin mecanismul ăsta apare o retenție de sodiu și o retenție de apă, ceea ce determină creșterea tensiunii arteriale. De fapt, este unul din mecanismele de reglare, care nu mai poate fi reglat, e depășit prin această patologie și apare hipertensiunea. Aici e foarte greu să faci diagnosticul diferențial între hipertensiune arterială și hiperaldosteronism și te folosești de laborator. Și atunci dozezi altor testosteron, renină, raport renină-angiotensină, să fac niște teste dinamice cu captopril. Nu vreau să intru neamărat. Dar în general, domnule doctor, cum identifică medicul hipertensiunea arterială de cauză endocrină? Se face ecografie, se fac analize de sânge. La unele a intrat pacientul pe ușă și zici, pacientul ăsta se și minunează că spui, are Cushing. Sau dacă nu vrei să spui că are Cushing, spui, ai tensiune, diabet, ai vergeturi pe corp, cu toate că este îmbrăcat, poți să ți imaginezi lucrurile astea, pentru că are așa numitul habitus Cushingului. Vorbim de Cushing și el și această maladie, sindromul Cushing, fie că e boală Cushing, fie sindromul Cushing, fie că este prin ingestie de glucocorticoizi, această maladie determină hipertensiunea arterială. Dar primul lucru care îl vezi e habitus Cushingului. Ce înseamnă habitus? Faceți rotundă în lună plină, obezitate tronculară și membre subțiri. Mâini, picioare foarte subțiri. Dacă îl consulți și îl dezbraci, are niște vergituri late de un centimetru roșu-violacee pe corp. Dacă îi face analize, are diabet. Dacă îi măsori tensiunea, are tensiune. Pentru că cortizolul, care este produsul secretat în exces la un sindrom Cushing, peste o anumită valoare, și în sindrom Cushing, fie tumoră, fie boală Cushing din tumoră secretantă de hipofizară, am mai vorbit noi într-o misiune despre asta, are efecte mineralocorticoid. De ce? O enzimă 11-beta-hidroxidesteroidă dehidrogenază de tip 2 care inactivează cortizolul în cortizon este depășită de excesul de cortizol și cortizolul are însuși efect mineralocorticoid. Nu mai pun că într-un sindrom Cushing e activată întreaga suprarenală. Pot să aibă niște manifestări de hiperandrogenizare în afară de hipertensiune. Iată-te, pentru noi este simplu că le vezi. Alt caz, altă manifestare clinică, hipertiroidismul. Nu sunt așa de spectaculoase tensiunile asociate hipertiroidismul, dar sunt. Omul vine, e nervos, tremură, privirea este vie, ochi, privirea lucioasă, vie, tremură, are palpitații, are pulsul accelerat. Și mecanismul este diferit. Este diferit pentru că excesul de hormon tiroidien crește sensibilitatea receptorului de catecolamină. Și atunci
inima are activitate mult mai rapidă. Da. Tratamentul în general pentru hipertensiune arterială endocrină are la bază tratamentul bolii endocrine care a dus la declanșarea acestei hipertensiuni arteriale? Da, da, da. Ați subliniat exact lucru cel mai important. Trebuie să identifici cauza. Luăm simplu, un lucru de care nu l-am pomenit, am trecut foarte repede, feocromocitomul. Feocromocitomul este tumoră de medulă suprarenală care descarcă cantități uriașe de adrenalină. Degeaba îi dai tratament. Dacă nu operezi, dacă nu scoți tumora de acolo, tu nu ai rezolvat problema. Degeaba dai tratament antihipertensiv la un sindrom Cushing sau la o boală Cushing, dacă nu rezolvi tumora sau nu rezolvi tumora hipofizară, degeaba dai tratament antihipertensiv la un hiperparatiroidism sau la acromegalie. Nu mai zic, sunt și alte situații. Au un caz de acromegalie. Îl tratezi. Controlezi boală activă, să zicem, acromegală, controlez Cushing-ul. Totuși, tensiunea riscă să rămână. Și acum e evident ce mă întrebați. Tratez și ce se întâmplă după, nu? Mă întrebați cu siguranță dacă sunt complicații și sunt mai complicate. Exact. Are hipertensiunea endocrină complicații mai grave decât hipertensiunea arterială esențială? Știm că cea esențială are complicații care pot duce chiar și la decesul pacientului. Și chiar foarte frecvent, accidente vasculare, infarct de miocard, da, foarte mulți dintre a murit, antecedente cardiovasculare, a murit tata, mama, de ce? Pentru că a avut accident vascular și a avut hipertensiune, infarct și a avut hipertensiune. Sigur că da. Vă spun un singur lucru, Cushing-ul. Am vorbit în emisiunea precedentă. Mortalitatea este de 4 ori mai mare la un Cushing cu hipertensiune decât la o hipertensiune. Pentru că asociază diabet, insulinorezistență, tulburări la nivel, mult mai accentuează mult mai mult complicațiile hipertensiunii arteriale și mai mult decât atât, exact ce discutam, ai rezolvat problema endocrină și totuși uneori persistă și rămâne această problemă. Da, se poate preveni hipertensiunea arterială de cauză endocrină? Aș îndrăzni să spun că da, și într-un singur mod. În momentul în care abordezi o patologie, indiferent de ce natură, din pripă, când faci prevenție, că spuneți de prevenție, ce înseamnă, ce înseamnă prevenție? Păi nu stai să găsești o tumoră de 10 cm în feocromocitom sau nu stai să găsești o tumoră de 4-5 cm de hiperparatiroidism, nu stai să fie un triotoxicoză decompensată cu bază de terifian, cu gușă imensă și cu oftalmopatie, de nici nu mai le poți opera în cauza complicațiilor care sunt, Doamne ferește. Nu stai până la limită de omul, nu mai poți aduce la spital. Mi-amintesc un caz absolut spectaculos. O doamnă de fapt a fost primul caz spectaculos de hiperparatiroidism din cariera mea, spunea profesorul, hai să o vedem acasă, că nu zicem să o aducem la spital, și când am măsurat tensiunea arterială, zice, cu grijă să nu-i fără oasele. Lucrurile sunt uneori, nu trebuie să ajungi aici. De asta, profilaxia de care vorbiți, trebuie ca omul să vadă și noi ca endocrinologi avem resursele și posibilitatea de a face prevenție prin investigații care le facem. Poate omul nu simte nimic, dar niște parametri biologici sunt modificați. M-ați întrebat de ecografie. Poate nu simte nimic, dar tu vezi o tumoră ecografică care este invazibil și după altă trebuie mai departe. Măcar la un an de zile, doi, omul să-și facă un pachet așa de investigații principale. Orice suspiciune trebuie să ducă pacientul din timp la medic ca să nu fie prea târziu. Unde vă pot găsi cei de acasă? Cei de acasă? La serviciu. La serviciu? De luni până vineri, cei de acasă, da. Mă gândeam și la cei de acasă, săraci, dar de multe ori mă găsesc la serviciu. Cei de acasă trebuie să mă găsească și pe acasă. Da. Cei care ne privesc acum? Cei care ne privesc acum, da. La serviciu, la spitalul clinic CF2. Cu trimitere clinic, CF2, și tot ceea ce trebuie. Da. La noi suntem un sistem deschis în care primim absolut orice fel de pacienți, dar nu la modul de hai să vedem dacă avem ceva.
În general, medicii de familie fac o evaluare și eu lucrez într-o clinică, într-o clinică universitară în care mă ocup de pacienți internați, de obicei cu patologie mai complexă. La modul de hai să vedem dacă asta este apanajul medicilor de policlinică, dar vreau să zic că medicii de medicină de familie sunt foarte bine pregătiți, da. Încât am primit și cazuri. O clinică foarte dotată, de altfel, tot le spun telespectatorilor în fiecare ediția emisiunii, aveți acolo tot ceea ce trebuie, aparatură, ca să depistați la timp bolile care nu ne lasă, domnule doctor, în pace, și în cazul dumneavoastră, bolile de natură endocrină. Vreau să vă spun că toate bolile menționate acum, cu ocazia acestei discuții cu dumneavoastră, au fost și chiar sunt și în prezent, chiar în feocromitom, în clinică la noi. De toate avem. Este o bucurie pentru că le avem, dar este o bucurie că știm să le tratăm. Da. Vă mulțumesc din suflet și vă reaștept cu mare drag cât mai curând posibil. Mulțumesc foarte mult, Asef. Dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane. În două minuțele revenim cu un alt invitat.